un topor, motherfucker. Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi o să joc un match de WWE 2015 după ce am îngropat acest joc cum ar veni, adică mă rog, vorba vine, nu l-am îngropat, dar am zis lucruri nu prea drăguțe despre acest joc. O să joc un match între doi dintre oamenii mei favoriți din wrestling din tot timpul. Adică întotdeauna și fără nicio surpriză, aceștia sunt Undertaker și Sting. O să joc cu caracterul cu care eu cred că ar câștiga, să zicem, o bătălie. De fapt, nu știu dacă cred, ci mai mult vreau, pentru că în momentul de față sunt în dubii, adică chestiile sunt chiar imprevizibile. Oricum, o să joc cu cel care aș vrea eu să câștige. Îl avem pe Undertaker în partea stângă și pe Sting în partea dreaptă. Sting, care a fost adăugat ca bonus, să zic așa, pentru, nu știu cum să zic, pentru varianta de PC, nu neapărat pentru varianta de PC, da, a fost bonus, a fost downloadable content, de fapt, nu știu dacă a fost neapărat downloadable content, a fost acolo pur și simplu la bonus, superstars, și asta a fost bun. Hai să dăm bătaie. Undertaker vs. Sting start match. O să jucăm la Extreme Rules pentru că tot a trecut de curând. Așa, fără intrări. Aulă, doamne. Stați așa, Olec. Gameplay match options. Faza e că mi se pare că e puțin cam tare muzica. Special moves ability, mă rog. Poate am date boxele mai tari, oricum o să verific și o să văd. Bun! Așa, Y. Ok. Stai, ce? Bun. Sper că l-am prins eu. Ok, nu m-a prins. Asta. Wow, wow, ok, wow, tipul e pus pe treabă. Asta-i, l-am prins. Hai, eu l-am prins primul. Ok, bine, deci, după cum am zis, aș prefera să câștige Undertaker, adică aș vrea să câștige, bine, aș vrea tot pe acolo, atât că nu știu cine ar câștiga și, sincer, dacă ar fi să se bată Undertaker cu Sting la un moment dat, nu cred nici în ruptul capului că ar arăta așa arena, adică uitați-vă și voi, efectiv, no, fucking nobody. Damn. Știi? În momentul de față deja nu prea am chef de jocurile lor, așa că vreau decât să-l arunc eventual. Să-i fac ceva, hai da. Bun, a scăpat. What the fuck, mate? Bun. O să bănuiesc că, ok, deci de pe butonul ăsta se face contra, să zic așa. Deci o să-l lovesc o leacă. Bun, în sfârșit ceva ca lumea. Ok, să văd. Așa aleargă sau? Da, așa aleargă. Ok, deci știu și pe ce buton aleargă. Oricum am văzut că mulți dintre voi mi-ați zis că ați jucat jocul și pe console, adică mă rog, nu neapărat, dar câțiva dintre cei care au comentat au fost câțiva care mi-au zis, băi, am jucat și jocul și pe, am jucat jocul pe console și teoretic am jucat toate jocurile Road Break. Am jucat toate jocurile din serie și da, ăsta mi se pare cel mai nașpa și da, și mie mi se pare nașpa. Da, mi se pare chiar extrem daiurea. Și să zicem că dacă s-ar mișca fluent cum se mișcă pe PlayStation 4, tot mi s-ar părea destul de ciudat. Bine, poate să fie tranziția, să zic așa, pentru că eu n-am mai jucat un asemenea joc de ceva timp și eu, ok. Eu văd că deja am aplicat ceva damage, să zic așa, la căpăul lui.
Oricum, chestia asta o țin minte de la WWE în 2009, de fapt, SmackDown vs. Raw 2009, cu capul. Oricum, e la normal. Așa că o să termin relativ repede. Am deja semnătura. Sper să se facă de pe Y. Dar acum nu știu ce să zic. Ok. Asta a fost semnătura. Am obținut și un finisher. Ok, wow. Tipul și-a revenit și chestii. Come back. M-am apucat. Oh, replay. Da, cred că deja am terminat meciul. Ok. Asta a fost rapid. Bun, asta a fost chiar rapid. Bun, am câștigat cu Undertaker. Cum am zis, eu aș vrea să câștigi Undertaker, dar nu știu cine ar câștiga. Ok, mi-a dat și mie ceva bătaie. Oricum, Sting este încă un wrestler ok. Adică el ar mai putea să mai facă wrestler, putea să mai lupte, dar da, nu e folosit. Chiar nu știu de ce. Bine, poate vor să-l păstreze așa domn special, să nu se lupte mereu. Da, cam mai urea. A venit de cât 6 luni wrestling în WWE și n-a avut un match. Oricum, am câștigat. Undertaker a câștigat. Arena goală. Da. Păi. Cred că asta a fost tot. Uite, vezi acolo. Enter WWE Entertainment, Incorporate, Trademark, bla bla bla, 2014, All Rights Reserved. Și, din păcate, nu avem melodia lui pentru că asta înseamnă copyright. Oricum, asta a fost și pentru episodul ăsta. Dacă vreți mai multe meciuri, nu știu, sugerați-le în comentarii ce meciuri ai vrea să vedeți. Până de viitoare, am fost Cristi. O zi bună, bye bye.